Vești bune pentru pensionarii din România. Șeful casei de pensii a anunțat că va exista un bonus pentru cei care vor lucra peste 25 de ani. În prezent se lucrează la recalcularea și indexarea pensiilor românilor. Toate dosarele sunt luate din arhivă, verificate și digitalizate, fiind trecute într-un sistem informatic de ultimă generație. După finalizarea acestui proces, se va trece la recalcularea lor după noua formulă de calcul din noua lege a pensiilor. Cu toate acestea, partea bună este că românii care vor lucra peste 25 de ani ar putea să beneficieze de un bonus. Se vor adăuga un număr de puncte de vechime pentru cei care au contribuit peste stadiul de cotizare de 25 de ani, la care se raportează valoarea punctului de pensie. Astfel, la formula de recalculare a pensiilor, la același număr total de puncte contributiv calculat pe contributivitate, se mai poate adăuga acel bonus, acele puncte de fidelitate pentru cei care lucrează mai mult. Această cerință a fost adresată Comisiei Europene pentru a stimula prelungirea în activitate și a cotiza mai mult decât stagiul stabilit de lege. Varianta prezentă e valabilă pentru aproximativ toate cele 5 milioane de dosare de pensie aflate în plată, care sunt acum în sistemul public.